interviu. Deci trebuie să urmărim împreună un super interviu, unul exclusiv de altfel. Știți cu cine? Sunt, cred că, unul dintre cele mai frumoase așa cupluri de la noi. Vorbesc despre Sandra Izbașa și despre Răzvan Bănică. Hai să vedem împreună cum s-a schimbat sau dacă s-a schimbat, cum e relația lor după căsătorie. Dragostea pe muchie de cuțit, ați trăit-o sau nu? Pe muchie de cuțit n-am trăit-o. Mulțumesc Dumnezeu, n-am trăit-o. Suntem într-o dragoste continuă, nemărginită și așezată, nici de cum tăioasă. Te-mi place că ești însoțit de soția ta, de Sandra. Absolut, peste tot îl însoțesc. De altfel și Răzvan mă însoțește pe mine peste tot, mai ales în momentele importante. Cum este că actorii au o viață mai aglomerată, așa bănuiesc că a trebuit să stea mai mult plecat de acasă când au fost filmările, nu? Ne împărțim atât de bine programul, încât avem timp, că și eu am făcut deplasarea la Deva timp de 2 săptămâni și am stat alături de el. Deci din 3 săptămâni cât s-au filmat, trei săptămâni. Da. Mai mult de jumătate din perioada pe care am stat eu acolo. Am petrecut-o acolo, am avut-o pe Sandra alături, da. Și mi-a fost de un real ajutor, fiindcă e destul de greu să pleci de acasă și să-ți faci meseria. Dorul e cel mai, da, dorul e cel mai important ingredient. Uite, dacă ar fi să-i spui 3 cuvinte acum, care să o completeze și să o definească, care ar fi acelea, Răzvan? Le știe deja. Le știe și le știe o lume întreagă. Da. Avem de-a face cu... Le-a spus și la nuntă. Da. E totul meu. E totul meu, e sufletul meu pereche, îi mulțumesc, o iubesc și restul le știe. Știe ea și le știe o lume întreagă, că acum complimentele referitoare la cariera pe care a avut-o sunt de prisos, fiindcă e ultima noastră campioană olimpică. E aur pentru România. Ați avut o nuntă tare frumoasă. Care s-a implicat mai mult cu pregătirile? Sau, nu știu, v-ați dat amândoi în egală măsură cu părerea? Amândoi în egală măsură, da. Am contribuit. Când s-a încheiat nunta, ne uitam unul la celălalt și am spus, acum ce facem? Că ne-am implicat atât de tare încât nu mai avem ce să facem. Dar imediat am intrat în... normal, da, am făcut o echipă foarte bună. Un an înainte am început pregătirile și ne-a ieșit ceea ce... Și într-o lună ați pregătit-o? Nu, într-un an. A, un an. Așa.